Despre București se poate spune în acest moment că este un oraș smart doar prin prisma faptului că aici locuiesc foarte mulți oameni smart. Bună dimineața și bine v-am regăsit la un nou episod în care vă povestesc câte una alta și mergem pe străzile din Sofia. De data asta nu mai suntem în trafic în București, suntem în trafic în Sofia, Bulgaria. Primul subiect și cel mai important este că, dacă voi vă amintiți, am făcut un giveaway săptămâna trecută, sau mai bine de o săptămână, în care am dat o bicicletă de la Velors XT510, am dat-o gratis. Am ales câștigătorul, n-am apucat să mă uit foarte bine pe ce poză avea la profil și așa mai departe. Mulți mi-au trimis mesaje că eu am câștigat. Și le-am răspuns așa cum trebuie. Adică i-am înjurat puțin, pentru că mi s-a părut de foarte prost gust că vrei să iei bicicleta altuia. Dar într-un caz nefericit, unul dintre oameni a reușit să mă păcălească. Îi spun: "Hai, mai stai puțin, pentru că tocmai m-a sunat Marius, mă sunase Marius de la Bike Geek, că a trimis cineva mesaj că el a câștigat, de fapt, bicicleta." Zic: "Ha-ha, hai că de-abia aștept să-l iau și pe ăsta fix în..." Și mi-am dat seama că ăsta din Vaslui, un băiat pe care îl cheamă Ciprian, datorită YouTube-ului sunt sigur că nu voi putea să-i arăt fața, pentru că este minor, și datorită YouTube-ului sunt sigur că nu pot să iau numele întreg, dar îl cheamă Ciprian și este din Vaslui, frate. I-am scris, l-am sunat, de fapt, i-am scris prima oară pe Instagram dacă pot să-l sun, a zis că da, l-am sunat, a răspuns maică-sa, am vorbit cu el. Și în momentul în care am vorbit cu el, i-am zis: "Bă, dar îmi ții rușine, mă, de copil prost, ești de handicapat cu diplomă." Și el: "Da, am încercat și eu să..." Ce ai încercat să faci? Chiar sunt curios ce ai încercat să faci. Printre altele, am vorbit cu Măsa. Bineînțeles, când i-am spus lui Măsa și am vorbit cu Măsa, ea era: "Dar eu n-am făcut nimic, domnul, n-am făcut nimic." Îi zic: "N-am, nu ți-am zis ție că ai făcut ceva, nici pe departe. Și pur și simplu am spus că..." Cum îi spune? Mersi mult. Am spus că fitul a făcut ceva. Și el: "Nu, copilul meu, doamne, e cel mai cuminte copilul meu." Zic: "Doamnă, nu e cine știe ce valoare 1000 de lei, dar zic, copilul dumneavoastră tocmai a încercat să dea o țeapă, să-i ia bicicleta altuia care a câștigat-o, pe bună dreptate." Revenind la Sofia, după cum vedeți, este un oraș foarte liniștit, chiar dacă cu aproape 2 milioane de locuitori, adică undeva apropiat cu Bucureștiul. Ce-mi place foarte tare este că sunt piste de biciclete, sunt străzi relativ largi, dar și în același timp goale, pentru că nu sunt pline de mașini. Oamenii preferă să folosească transportul în comun și să folosească bicicleta aici. Chiar dacă în momentul de față nu puteți vedea foarte multe biciclete, foarte mulți dintre ei sunt plecați în partea dreaptă. Este un munte, se numește Vitoșa, și lumea pleacă acolo cu bicicleta să se dea de pe munte. Am rămas impresionat de faptul că mai toate străzile au piste de biciclete, iar dacă nu au, este destul loc încât să stai la bordură și banda este mult mai lată. Prima bandă este mult mai lată, în așa fel încât tu să poți să ai loc. Șoferii sunt foarte amabili, după cum ați putut să auziți, sau de fapt să n-auziți, în jurul meu nu a claxonat nimeni, ceea ce nu poate decât să mă bucure. Bordurile sunt coborâte, tramvaiele sunt foarte curate, autobuzele sunt foarte, foarte curate. Ce altceva? Sunt de 5 zile aici și nu-mi vine să cred că sunt într-un oraș est-european, la fel ca și noi, și da, la fel de sărac, cu mari ghilimele, ca și noi, la fel de comunist ca și noi, pentru că și ei au renunțat la comunism în același an cu noi. Și, da, scuze, iată-ne pe un sistem mic de coborâre. În București, dacă ai vrea să cobori pe aici, e foarte dificil, scuze, pentru că nu ai cum să faci așa ceva. Trebuie să traversezi o stradă, trebuie să faci o grămadă de chestii. Însă aici, în Sofia, practic, ca să cobori fără scări, care sunt acolo, iată că poți să cobori direct pe bicicletă, de pe pista de biciclete. Asta într-un oraș est-european, unde, scuze,
Cultura bicicletei nu e așa de dezvoltată ca în orașele vest-europene. Și aici, dacă ești cu căruciorul, cu copilul, dacă ești cu bicicleta, dacă ești în... dacă ai un handicap și trebuie să ai cărucior, iată, urcând, ușor, și ajunge aici. Mai departe, pista de biciclete se continuă fie în dreapta, adică pe partea asta este parc, pe partea cealaltă sunt stâlpi, după cum vedeți. Nu poți parca pe trotuar în totalitate, stâlpii nu sunt rupți de nimeni, toată lumea este super calmă, șoferul din spatele meu mă lasă. Stațiile de autobuz sunt acoperite, sunt curate, iar toate, absolut toate, au panoul acela ca să știi când vine autobuzul, mă rog, când vine următorul autobuz pe care îl aștepți. În partea mea dreaptă este un parc extrem de mare și în Bulgaria. Parcurile, vă spun dinainte, și în Varna, cel puțin unde am fost, și în Sofia, parcurile sunt excepțional de mari. Dacă aici blochează trotuarul, uite aici cineva i-a ridicat ștergătorul, în partea cealaltă trotuarul nu este blocat. Nici o mașină nu parchează pe trotuar, acolo, spre exemplu, unde trotuarul din partea cealaltă este blocat. Cel puțin asta am observat și unde stăm noi, aici în Sofia, și unde am tot pedalat sau am mers cu mașina pe aceste străduțe. În spatele meu este o mașină. O să stau să merg din adins, o să merg încet, ca și cum sunt un biciclist extrem de începător. Mașina din spatele meu așteaptă, mă asigur. Merg iarăși foarte încet și nu m-a claxonat nimeni. Nu mă împinge nimeni de la spate, nu se apropie nimeni de mine. Nu știu, în România, oriunde te duci, este muzică, este bairam, non-stop ceva, o treabă, o chestie, o nenorocire, o... Nu! Aici, uite, l-a lăsat să parcheze încet, nu se grăbește, nu claxonează. Trotuarele sunt enorme și de o parte și de cealaltă, iar mașinile parchează doar aici și nu pe trotuare, așa cum vă spuneam. Ce să spun? O să-mi spuneți că deja iubesc prea mult orașul ăsta, dar 5 zile cât am stat aici, este impresionant modul în care am reușit să văd un oraș. Uite, 1, 2, 3 bicicliști, în spatele meu mai sunt încă 5 bicicliști, revin înapoi pe pista de biciclete, care arată așa. În centrul Sofiei, asta este pista predominantă de biciclete, iar mașinile se ridică, pentru că aici parcarea este cu plată, se face cu plata prin SMS, adică nu mai trebuie să mai faci nimic, trebuie doar să suni la un număr sau să, uite, scrie aici 25P sau ceva, habar n-am, nu știu. Dar, de principiu, dacă parchezi unde nu trebuie, se ridică mașina instantaneu și, da, e ca o capitală europeană adevărată. Stațiile de tramvai, stațiile de autobuz sunt mult mai ridicate, ca de obicei, pentru ca oamenii să poată să stea acolo. Sunt extrem de curate, au panouri solare pentru anunțul cu LED-uri, unde practic vezi când vine tramvaiul. Scuze! Mulțumesc mult! O să încerc să depășesc, nu știu niciun cuvânt în bulgară, din păcate. Thank you! O să mulțumesc în engleză. Și revin înapoi pe pista de biciclete. Asta este drumul către centru și de aici, practic, poți să, din orice parte a Sofiei, intri, pentru că Sofia are centură, da, București, capitala României, nu are centură. Au înțeles că trebuie să aibă loc și mașinile să parcheze și să se deplaseze, dar în același timp, dacă vrei mașină, plătești. Adică plătești parcare, plătești de toate, ca să fii în siguranță. Bulgarii s-au gândit la o chestie la care trebuie să te gândești ca orice om. Practic, în fața mea este mașina care parchează și tu, ca să poți te miști ca biciclist normal, fără ca o ușă să se ajungă în dinți, banda este desenată undeva aici, în așa fel încât tu să fii protejat, adică să ai un fel de bandă a ta specială. Și revin apoi pe pista de biciclete, care asta este cu două sensuri, pentru că pe partea cealaltă se parchează. Iar trotuarul de aici este mic, pentru că cel de jos este, de fapt, cel mai mare trotuar. Este, sincer, este o capitală europeană, încă o dată, în adevăratul sens al cuvântului. Și ceea ce vă arăt aici este, nici măcar n-am ajuns în centru, sunt departe de centru. Aici este stop, asta înseamnă că trebuie să opresc. Mi s-a spus de către cei de aici să încerc să respect cât mai mult pietonii, indiferent dacă sunt pe pista de biciclete, pentru că oamenii sunt respectoși și încearcă și ei să nu meargă pe pista de biciclete, dar în același timp, dacă o faci, dacă o fac oamenii, să fii respectos cu ei. Așa arată unul dintre zecile de parcuri pe care le-am văzut în Sofia, zecile, mă repet, zecile de parcuri. Asta este o stație de metrou cu harta pe afară,
arată absolut genial și toate arată așa, toate sunt noi, uite și cel acolo. În parcuri și în zonele astea nu ai voie cu bicicleta, așa că nu o să intru, pentru că pietonii trebuie să stea liniștiți. Revin înapoi pe pista de biciclete și merg. Locurile de handicapați sunt ocupate de cineva care, dacă ai vrea să zici că ai vrea să fii răutăcios, ai spune, ia uite, un Audi A6 care parchează în locul pentru handicapați. Ai fi tentat să spui că acest Audi este parcat pe locul de handicapați. Și eu aș fi tentat să spun același lucru. Dar de fapt are acolo sus, în bord, o legitimație care îi permite să facă lucrul ăsta. Și mi se pare foarte, foarte tare. Da. El probabil se uită unde poate să sune ca să își plătească parcarea, iar taxiul din spatele meu, așa cum l-ați văzut, el a parcat în stradă, unde poate să-și ia amendă, doar ca să nu parcheze pe locul de handicapați. Ca să încerc să închei acest episod, pentru că eu, sincer, m-am întristat deja după ce am stat 5 zile aici, și la fel și Georgiana s-a întristat destul de tare, pentru că și-a dat seama că doamna primar al României, pentru că mulți m-ați luat peste picior, de ce i-am spus doamna? Pentru că așa se recomandă ea, este doamna și nu doamna cu O, este doamna primar al României. Ea singură a spus primar al României, al României, într-o gafă de-a ei. Ea nici măcar nu poate să ne arate cum... Mulțumesc mult că mi-ați făcut și mie loc. Nu poate să ne arate și nouă, măcar dacă nu avem o imagine drăguțe cu Bucureștiul, măcar să ne arate și nouă niște imagini drăguțe cu alte capitale, la câteva sute de kilometri de noi, care au rezolvat problema parcării, au rezolvat problema străzii să fie liberă și problema trotuarelor, care și ele ar trebui să fie libere, pentru că fiecare are dreptul să meargă într-un oraș. Și aici lucrările sunt semnalizate corect. Ca să închei, că practic asta încercam să fac, îți mulțumim din suflet, doamna Firea, primar al României, pentru toate minciunile pe care ni le vinzi, pentru toate mizerile pe care ni le vinzi, despre toate realizările de căcat pe care oricum nu le-ai făcut tu și oricum nu o să le faci vreodată, pentru că tu stai în afara Bucureștiului, tu nu stai în București, iar tu ai fix mentalitatea de român handicapat la cap, prost, care crede că dacă și-a închis ușa, pur și simplu, gata, a rezolvat toate problemele. Bucureștiul în sine este capitala tuturor, nu numai capitala ta, iar, bineînțeles, este și casa tuturor, nu numai casa ta, care între noi fie vorba, tu nu stai acolo. În spatele meu este un șofer care nu mă claxonează, care așteaptă, eu merg pe mijlocul străzii și nimeni nu zice nimic. Cu asta închei, pentru că m-am plimbat destul. Mulțumesc mult și vă urez o zi frumoasă și nu uitați că Bucureștiul are mult de muncă și n-are nevoie de Firea. Zi frumoasă, salut! Okay, thank you. It's fine, don't worry. Thank you. Practic a țipat băiatul de la o parte ca să pot trece eu. Când o să ajungem noi așa? Peste câte sute de ani? Poate. Mii de ani. Nu cred, cred că mai avem. Mai avem mult și bine. Până ajungem acolo. Și oamenii ăștia au sistem de bike sharing cu biciclete electrice. Și mașini electrice. Și în jur de, cred că 70 de stații de încărcare a mașinilor electrice. Să mai spun asta. Și că în zona centrală nu ai voie cu mașina. Foarte, foarte, foarte tare. București e un oraș smart pentru că oamenii care stau acolo sunt smart.